amintit faptul că în această lucrare găsim, de exemplu, anumite motive ritmice pe care le-a cunoscut Puccini în America, a fost în anii anteriori în America, de exemplu, foxtrot sau tango. Sunt elemente ritmice care apar din când în când. Am mai amintit faptul că valsul are un rol important în lucrare. Prin asta înțeleg eu că a vrut să fac o legătură între lumea operei și a operetei. Știm foarte bine că în genul operetei, valsurile sunt foarte, foarte multe și de foarte multe feluri. Da? În acest sens, Puccini adoptă acest ritm de vals, peste care construiește 10, 12, 15 minute de muzică. Desigur, găsim treaba asta și la Verdi, dar la Puccini este un vals cu stilul Imperiului Austro-Ungar. Deci este un vals vienesc, să zic așa, un vals vienesc tipic. Da? O să auziți treaba asta și în actul 2 și în actul 1. Am mai amintit faptul că sunt probleme de orchestrație foarte complexe și modul în care reușește să îmbine culorile muzicale, deci în problemele de orchestrație. În orice caz, este o muzică foarte interesantă. Pe alocuri recunoaște motive sau structuri care se găsesc în Butterfly sau se găsesc în Turandot. Sunt structuri ritmice, melodice, armonice, care ne sunt familiare din aceste opere pe care le cunoaștem. Altele sunt muzici noi care sperăm să fie bine primite de public și să fie reconsiderată această idee că este mai mult operetă. Nu este mai mult operetă, are elemente de operetă, dar este Puccini 100%, deci nu putem să spunem că a scris în stil de operetă. A folosit anumite elemente ca să fie muzica puțin mai accesibilă, mai ușoară și mai light, să zic așa. Da. Acestea sunt câteva considerente muzicale.